Un oier avea odată un câine credincios numit Sultan. Acesta îmbătrânise și își pierduse toți dinții. Într-o zi, când oierul și nevasta lui stăteau în fața casei, oierul a spus Mâine dimineață o să-l împuși pe bătrânul Sultan, pentru că nu ne mai e de niciun folos. Dar nevasta lui a zis Te rog să-l lași în pace, ne-a fost credincios atâția ani, Așa că suntem datori să-l îngrijim tot restul vieții. Dar ce putem face cu el? a întrebat oierul. Nu mai are niciun dinte, iar hoții nu se vor închisi când îl vor vedea. Ne-a ajutat, într-adevăr, dar se folosea de dinți ca să-și ia prada. Mâine va fi ultima lui zi. Săracul sultan care stătea așezat lângă ei. A auzit tot ce au vorbit cei doi și s-a înspăimântat îngrozitor de veștile auzite. Știind că mâine va fi ultima lui zi din viață, în acea seară s-a dus la bunul său prieten, lupul din pădure, și i-a împărtășit toate necazurile, cum că stăpânul său vrea să-l omoare în dimineața următoare. „Liniștește-te”, i-a spus lupul. „O să ți dau un sfat bun.” În fiecare dimineață foarte devreme, stăpânul tău și nevasta lui se duc la câmp. Îl iau pe băiatul cel mic cu ei și îl așează în tufișuri la umbră, în timp ce ei lucrează. Tu să te duci lângă copil prefăcându-te că te uiți la el, iar eu voi veni din pădure și voi fura copilul. Trebuie să alegi după mine cât de repede poți, iar eu îl voi lăsa jos. Apoi îl vei duce la locul lui iar ei îți vor fi recunoscători până la sfârșitul zilelor tale. Câinele lui i-a plăcut acest plan, zis și făcut. Lupul a fugit cu copilul în pădure, iar oierul și nevasta lui au început să plângă. Sultan, însă, l-a luat pe copil și l-a adus înapoi. Oierul l-a mângâiat pe cap și i-a spus: Bătrânul sultan ne-a salvat copilul. Drept urmare, îl voi lăsa în viață și voi avea mare grijă de el și îi voi da de mâncare. Nevastă, du-te acasă și dă de mâncare și mai dă și perna mea cea veche să doarmă pe ea. Așa că sultan avea tot ce își dorea. După un timp, a venit lupul și a spus. Acum, prietene, să nu spui nimic. Eu nu-și cer decât să întorci capul în timp ce eu voi mânca una dintre oile grase ale stăpânului tău. Nu, a spus sultan, voi fi cinstit cu stăpânul meu. Lupul a crezut că sultan glumește, așa că a venit într-o noapte la oi. Dar câinele i-a spus stăpânului său ce are de gând să facă lupul, așa că a așteptat în ușa staulului și în timp ce lupul se uita după o oaie grasă, a sărit la gâtul lui și l-a oprit. După această întâmplare, lupul a fost foarte supărat. L-a numit pe sultan vagabond bătrân, și a jurat că se va răzbuna. A doua zi dimineață, lupul a trimis mistrețul pentru a-l convinge pe sultan să meargă în pădure. Sultan nu-i mai putea cere sfatul decât pisicii șchioape, așa că a luat-o cu el. De îndată ce a început drumul, pisica și-a ridicat coada înfoind-o. Lupul și mistrețul stăteau tolăniți pe frunziși. Dar când și-au simțit inamicii venind și-au văzut și coada pisicii atât de dreaptă, au crezut că poartă pe spate o armă pentru sultan. De câte ori se oprea pisica, li se părea că mai culege câte o piatră cu care să arunci în ei. Și au spus că asta nu e de bine, așa că mistrețul s-a ascuns în spatele unui tufiș, iar lupul s-a cățărat într-un copac. Pisica și cu sultan au apărut imediat, dar s-au mirat că nu era nimeni acolo. Mistrețul însă nu se ascunsese prea bine în spatele tufișului, astfel că îi se mai vedea o ureche. Pisica, auzind un zgomot, a crezut că e un șoarece, așa că s-a repezit asupra lui și l-a zgâriat. Încercând să scape, acesta a strigat. Uită-te în copac, acolo este vinovatul! S-au uitat și au văzut lupul atârnat pe ramuri. I-au spus că este un laș și că ar fi mai bine să coboare. Acesta s-a învoit și a promis că va fi din nou prieten bun cu sultan.